Dragi prieteni, noi vom completa acest tablou cu încă o floare care ne va încânta cu piesa ei din atâtea flori, și cea care ne va încânta se numește Crina. Mulțumim, Crina! Astăzi, dragi prieteni, și florile ne cântă și ne încântă. Bună dimineața, bine ai venit la noi! Te invităm pe canapea. Vedem că nu ai venit singură, ci acompaniată de compozitorul tău, Vlad Mircos. A fost greu astăzi dimineața să vă treziți? Ba, nu? Nu chiar. Nu chiar, da. Ne bucurăm că ați venit la noi în studio. Vrem să ne spuneți mai mult despre activitatea voastră. Cum a început colaborarea dintre interpreta Crina și Vlad Mircos? Colaborarea noastră a început din cadrul școlii, Valeriu Poleacov, unde am studiat. Ai studiat? Deja ai finisat studiile acum? Da. Apropo, câți ani ai făcut la Poleacov? 5 ani. Am studiat la canto. Ai studiat la canto și atunci a început... cu câți ani în urmă? Un an în urmă. A început colaborarea voastră, da? Mai bine de un an. Mai bine de un an. Vreo 2 ani. Domnule compozitor, am văzut că ați venit și cu un buchet de crini. Da, în fond, trebuie să zic, dacă e să continui ceea ce a spus Valeriu, am cunoscut-o pe Crina la școala de arte Poleacov, unde predau solfegiul. De ceva timp, Crina a studiat canto la doamna Taisia Caraman, care este solista Teatrului Național de Operă și Balet, corepetitor Rodica Caraulan, care mi-a fost cândva și colegă la conservator. Și colega mea la fel. Da, da. Și noi... Ce mică e lumea. Noi ne-am bucurat, da, m-am bucurat ca să o cunosc pe Crina și să-i creez o piesă care să-i remarce și calitățile vocale, dar să fie și un simbol. Îi mulțumim doamnei Galina Furdui. Da, aș vrea să mulțumesc mult doamnei Galina pentru aceste versuri. Așa s-a întâmplat că doamna Galina a avut o frumoasă intuiție și a creat niște versuri foarte potrivite pentru imaginea Crinei, fiindcă Crina are un nume de floare, iar prima piesă se numește Din atâtea flori și prin această piesă cred eu că Crina se exprimă foarte frumos și ca imagine vocală și ca imagine artistică. Și, după cum am spus, predau solfegiu la această școală și iată am creat cu Crina prima piesă, după care am mers la a doua. La a doua piesă, iarăși doamna Galina Furdui, poeta Galina Furdui, care sper ne privește la acest moment, a avut o frumoasă intuiție să creeze niște versuri care chiar vorbesc despre numele Crinei. Deci piesa care va răsuna astăzi în premieră absolută se numește Crinul Dragostei. Este o piesă deja mai dinamică, cea prima a fost o baladă, dar a doua piesă este ritmată. Însă se numește chiar așa cum este numele Crinei, numele propriu și numele de scenă, în fond. Mi-a plăcut foarte mult pentru că se combină foarte bine versurile și cu muzica, perfect. Așa da, e, și da. Dacă vorbim astăzi... Și am adus aici un crin, da, am adus aici un crin care este simbolul și al piesei și al numelui interpretei. Și al meu, da. Da, și... Sperăm că acest crin vă va aminti de acest sfârșit frumos de primăvară, dar și va aduce mulți crini frumoși în studioul Bunei Dimineți. Și pe dorim și multă prosperitate, dragoste și multe realizări frumoase. Foarte frumos. Crinul simbolizează puritatea, curățenia și, de fapt, am observat că foarte bine se îmbină muzica cu caracterul tău, cu felul tău de a fi. Eram curios să... Dacă te-ai gândit să faci un videoclip la această piesă sau poate la altă piesă? Da, m-am gândit. La care din aceste piese vrei să faci? La a doilea. Piesa în premieră, reprezentativă. Da, da, la Crinul Dragostei. Bine, dar în general ce planuri de viitor ai? Crin la moment își formează așa o imagine artistică, ca să zic așa, își creează treptat repertoriul, încearcă să se manifeste și în cadrul unor concursuri, deci deja a participat la câteva concursuri cu succes. Acum încearcă să-și facă un repertoriu, să se promoveze în cadrul anumitor concerte, în cadrul mass media, călătorește mult, adună impresii și asta e. Deci, în fond, este liber profesionistă și cred eu că va avea un viitor frumos pe viitor și își va găsi ascultătorul. Dacă vorbeam despre călătorie, apropo, vine vara, unde pleci, unde călătorești, unde îți vei sărbători, petrece vacanța? Voi călători în Italia. De ce Italia? Pentru că îmi place mai mult acolo. Am mai fost. Ce ți-a plăcut anume? Eu am fost și eu în Italia, am rămas și eu frapat de locurile pitorești. Ce ți-a plăcut ție anume? Îmi place mult munții. Munții din Italia. Da, și e foarte frumos și un aer curat. Mi-a plăcut foarte mult. O piesă în italiană, nu? M-am gândit, dar până când mă mai gândesc. Bine, haideți să revenim la piesa pe care o să o ascultăm acum în premieră. O așteptăm cu mare nerăbdare și, apropo, dacă tot vorbeai că vrei să faci un videoclip, să ne asumăm răspunderea că îți vom da idei pentru a-l crea. Ce zici, Valeriu, tu cu firea ta artistică? Eu cred că Crina, după toate călătoriile ei prin Italia și nu doar, ei are un bagaj foarte imens de impresii și inspirație. Niciodată nu stric o idee în plus. o să fim bucuroși ca să veniți cu idei, da. Fiindcă eu chiar m-am surprins la gândul că în crearea chiar și a pieselor s-a întâmplat, spre exemplu, la una din piese, ca un prieten de-al meu, la un moment să zică, uite ce interesant aici ai făcut o trecere, ca pe urmă acea trecere se transforme, deci mi-a dat o idee în fond, o trecere, o modulație. Și eu chiar am făcut această modulație, dar am fost surprins însăși de simțul lui. Și a ieșit o chestie foarte interesantă. La fel s-a întâmplat și într-o orchestrație, când mi-a zis că ar fi vrut acolo să mai aud încă un talger. Eu am mai ascultat, am mai analizat și am zis că da, uite, fiindcă orice moment este important într-o piesă, inclusiv în piesa pe care va răsuna acum foarte în premieră absolută. Da, este adevărat. Crina, te poftim în platou să ne încânți cu următoarea piesă. Crinul Dragostei se numește, unde vom vorbi. Crina ne va spune despre numele ei, care i le-au dat părinții, un nume foarte frumos, Crina. Mi-ai adus lângă pragul un crin, era crinul dragostei, cu ochi de stea mă privea senin. Erau ochii tăi, ai tăi, l-am mângâiat ca pe un vis frumos. Visul tău și-al meu, da, pe aripa lui ne-a așteptat duios. Însă-și dragostea, oh, 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 viața noastră-i, oh, 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 luminată, oh, 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 de o floare, oh, 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 minunată. Plouă duios cu soare peste un drum pe care noi adunăm iubirea cu inimă de floare, da. Ești visul meu și vei rămâne